Eros Ramazzotti. Hai să vedem ce facem la culinarie. Avem ceva italienesc? Da, e bine care vei la română. Nu, avem ceva românesc. Cu un cotlet de porc. O bucată întreagă de cotlet. Cotlet fără os. Adică mușchi. Mușchiul ăla mai mare. Că de la porc avem mușchiul și mușchiulețul. Așa. Mușchiulețul ăla mai subțire. Și te-ai dus direct la mare. Bucata mare. Un prieten cu porc a trecut pe la mine și mi-a adus cotletul porcului. Cum ar veni? O bucată. O bucată mai mare, așa, cam de un kilogram, cred că era. Și acum eu o să vă spun cum l-am făcut cu ajutorul cititorilor și prietenilor mei de pe Facebook. A ieșit, jur, cel mai fraged cotlet pe care l-am mâncat vreodată. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că un cotlet poate fi așa fraged. Se topea în gură. Zice că e, nu știu, parizer. Incredibil, incredibil. Că problema cu cotletul, cu carnea asta... Asta e problema, e o carne slabă, nu are grăsime înăuntru, nu e marmorată deloc. Și în general și fadă. Se usucă, da, se usucă, da. E fadă. Și dacă mai mult de șnițele, nu mi-a trecut niciodată prin cap să fac cu cotlet. Dar dacă tot ai o bucată întreagă, merită să încerci să o folosești pe ea. Așa, și ca atare, cu ajutorul colegilor mei de pe Facebook, unde am pus o poză și am întrebat ce să fac eu cu asta. Și am primit 551 de comentarii. Am văzut, a fost ceva uluitor. Și am ales o rețetă de marinare timp de 3 zile în frigider. 3 zile în frigider. Cu oarecare emoții. Da, am zis, bă, dacă, da, dacă 3 zile în frigider, mai întâi de toate trebuie să o miroși și să gust un pic numai. Că dacă e să ajung la spital, măcar să nu fie foarte grav. Deci marinada este extrem de simplă. Se ia bucata de carne, se aduce la temperatura camerei și lângă asta faci un amestec din mirodenii, chimen, foarte bun chimen, sare, zahăr. Te-ai inspirat de undeva? Piper, sau da, e o rețetă pe care mi-a recomandat-o un cititor de-al nostru. Nu credea că ți-a spus să faci, dar fără să știi exact despre sare, piper, nu știu, chimen, am mai pus și un pic de cimbru, chestiuni aromate pe care le-am pisat bine și peste am pus muștar, un muștar de bună calitate și boabe și Dijon simplu, coniac, nu știu coniac, dacă mă înțelegeți. Și... coniac ce-a mai rămas. Da. Dar și... coniac așa doar l-ai stropit sau... Nu, am pus, practic, la cât am făcut eu acolo un castron naș de marinadă, am pus un bahărel și încă un pic. Deci vreo 100 ml de coniac. Ok. Aveam niște coniac Alex Andrion, de bună calitate, am pus acolo coniac. Poți să pui și brandy, poți să pui bourbon, de exemplu. Bourbonul merge bine, da? Alcool. În general. Deci, alcool, chimen, sare, piper, nu știu ce. Pentru că mi-era un pic, am teamă să las chestia asta 3 zile la frigider, am pus mai multă sare. Și mai mult zahăr. Și mai mult alcool. Pe principiu că măcar să conserve bine. Am masat bine de tot carnea și am împachetat-o cu folie alimentară. Strâns. A ieșit așa ca o pernuță. Am pus și poza. Asta am pus-o pe farfurie, 3 zile la frigider și din când în când o mai întorceam de colo-colo. Și după 3 zile am desfăcut pachetul, am curățat bine toată marinada, am tamponat cotlețelul cu șervețele. Am lăsat să se tempereze, deci să ajungă la temperatura camerei, masat cu un pic de ulei deasupra, sare, piper, dat la cuptor, la 220 de grade la început, pe ventilație ca să facă crustă. Și după ceva timp am mai scăzut temperatura și l-am mai pensulat. Adică cotletul respectiv l-am pus peste, mă rog, într-o tavă mare, pe un grătărel, ca să nu stea direct pe... pe tavă, da? Pe un grătărel și de sub am turnat puțin apă. Și ce sos a curs din cotlet în timp ce se gătea? Așa, iau ușor. Am mai pensulat un pic. Foarte important, vă trebuie, v-am mai zis asta, vă trebuie un termometru. Un termometru de carne se găsește la orice magazin, costă câțiva lei, este crucial. Pentru că secretul cotletului și al mușchiulețului de porc este să nu depășești o anumită temperatură. Găsiți pe net carta temperaturilor. Eu vă spun că mie mi se pare că dacă depășești 62-63 de grade la mijloc, l-ai nenorocit. Și când a ajuns la 62 de grade, l-am scos afară, l-am lăsat să se răcorească și din sosul pe care îl aveam scurs, l-am pus frumos într-o tigăiță și în tigăița aia am făcut un soseanu cu un pic de făinuță, cu un pic de smântânică și la sfârșit am stins focul și am aruncat o bucată de unt înăuntru și am amestecat. S-a făcut un sos cremos. Poți să faci acolo, poți să pui și să rumenești de ceapă înainte, să rumenești de ciupercuțe. Da. Faci un sos. Vă jur că această bucată de carne fadă, fără grăsime, care e seacă oricum ai face-o,
a fost fragedă cum nu mi-aș fi închipuit niciodată. Tai feliuțe din ea, pui sosul pe deasupra, am făcut garnitură, poți face orice garnitură să trece prin cap. Eu am făcut simplu un pireu. Un piure, cartofior și cu sosul respectiv mănânci îți plouă în gură și merge cu... De data asta am băut un vin alb rece, un chardonnay alb, care merge foarte bine cu cotletul, cu carnea slabă de purceluș. Și ce rămâne din cotlet... Pus la frigider. Ce rămâne din cotlet? Mai rămâne dacă vrei. Nimic. Și zilele următoare, feliuțe subțiri tăiate așa cu cuțitul și puse pe... E practic ca un mușchiule. Da, ca un mezel. Și asta e. Acum, eu v-am zis, eu am pus mai multă sare și mai mult zahăr și mai mult alcool, că nu prea aveam eu încredere cu alea 3 zile. Ca atare a ieșit un pic sărat când s-a pătruns 3 zile. Data viitoare o să risc și o să pun mai puțină sare. Dar cum vă fi noroc cu prieten dacă mă ascultați și vreți să încercați rețeta? 3 zile la frigider, nu e răspunderea mea. Dar la frigider în pungă? Împachetat, bine de tot. Aș fi putut încerca să îl pun și în pungă vidată, să zicem. Uh-huh. Dar l-am împachetat bine, bine de tot în folie alimentară. Ok. Mirosiți-l când iese de acolo. Mai bine în folie, că nu pătrund de oxigen. Trebuie să miroasă, știu, trebuie să miroasă frumos. Nu, dacă are ceva miros suspect, aruncați-l, că 3 zile la frigider nu riscați ceva. Și dacă tinde culoarea spre verde, așa, iarăși nu e bine. Da, da, da. Moment, stai. Trebuie să rămână roz frumos, să miroasă frumos, să fie fragil când îl desfaci, să fie rozaliu. Dar să nu vă stai, că să n-arunc ce lumea toți mușchii, deci... Îl scoateți și îl lăsați vreo oră despachetat din folie și după aia îl mirosiți. Da, el trebuie... De multe ori, dacă îl despaci și îl miroși instantaneu, are un mic iz. Oricum, el trebuie, când îl scoți din frigider după alea 3 zile înainte, să-l bagi la cuptor. Cuptorul trebuie preîncălzit și carnea trebuie lăsată să ajungă la temperatura camerei. Deci trebuie câteva ore să stea afară. Da, depinde de cât de mare e. Că dacă bagi carnea rece din frigider la 4 grade, 3 grade, 5 grade, dacă o bagi direct la cuptor, ai stricat-o, că clar, rămâne crudă în mijloc, nu are niciun farmec, se strânge, se nașpa. Și puteți să vă impresionați pe cine vreți voi să impresionați cu rețeta asta și eu o să mai încerc. Doar că trebuie genul de rețetă, trebuie să-ți faci dată în calendar pentru ea, că asta e, durează 3 zile marinarea, adică trebuie să fii foarte hotărât pe ea. Da. Deci domne, mulțumesc. Clar, și după ce ai terminat ești obosit oricum. Sâmbătă mănânc porc de ăsta, dar vorbi Vlad despre el, deci mă apuc de marți, începe procesul. Da. Și eu am calculat înainte, m-am gândit cum fac, cum nu știu ce, l-am scos din congelator, că na, trebuia să se desghețe, să fie complet dezghețat. Deci e un pic de timp de petrecut, așa, nu-i faci nimic, dar sunt câteva momente pe care trebuie să le parcurgi în... E ca un concediu. Da. Și mulțumesc frumos tuturor celor care mi-au dat rețete, încă o dată 551 de comentarii pe postarea de pe Facebook. Acum trebuie să pun rețeta pe blog, că le-am promis că le spun cum iese. Dincolo de asta, am fost în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM, rămâne înregistrarea, deci puteți să urmăriți acolo și să vedeți exact care este rețeta lui Vlad. Acum am fost în direct? Da, tu n-ai știut? Să rămână mama! Deșteptarea. Get up right now. Cu Vlad, George și Luca. La Europa FM.